Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată un eveniment mai puțin obișnuit, mai apar din când în când și eu. Astăzi discutăm despre planurile de viitor ale Romanului. Invitat este domnul primar al municipiului Roman, Lucian Micu. Bună ziua, bine ați revenit la Roman 24! Bună ziua, bine v-am regăsit și prima emisiune cu dumneavoastră. Da, prima, sper să nu fie și ultima, să dăm înainte, pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat. În această perioadă Romanul vuiește de evenimente, știm foarte bine cu toții zilele municipiului, festivalul de teatru, am ieșit și din iarnă, intrăm în sfârșit într-o primăvară care nu prea seamănă primăvară, dar din punct de vedere al lucrărilor mai târzie. Sunt lucrări multe de rezolvat. Știm foarte bine cu toții că au început lucrările de ceva vreme la giratorul de la Dedeman. Cum merge treaba acolo? Da, din punctul meu de vedere lucrurile se desfășoară conform graficului, însă pentru realizarea acestor lucrări avem nevoie de o perioadă de 4 zile pentru închiderea totală a traficului pe strada Plopilor. Traficul va fi deviat prin drumul județean, segmentul dinspre Luțca până la Cersanit, astfel încât cei care au treabă în zonă sau cei care lucrează la Cersanit să știe că pot veni la serviciu doar prin acea zonă. E o operație absolut necesară de făcut. Am și optat pentru varianta aceasta de weekend și constructorul va lucra și sâmbătă și duminică pentru realizarea cât mai repede a lucrărilor, astfel încât să perturbăm cât mai puțin traficul în zonă. Lucrările vor fi recepționate și va fi dat în folosință în momentul în care veți decide că merită dat în folosință. Pentru că am avut o problemă zilele trecute, ați spus chiar într-o conferință de presă că lucrarea de pe strada Florilor va trebui refăcută cumva. Eu am spus-o întotdeauna, îmi doresc foarte mult ca la nivelul municipiului Roman să se facă lucrări de calitate, iar dacă acest lucru înseamnă că o lucrare să se termine cu 4-5 zile, cu o săptămână, cu două săptămâni mai târziu, e ok, nu e nicio problemă, accept acest lucru, dar numai acea lucrare să se facă de calitate. Și chiar mai mult decât am spus, știu că vom intra într-o perioadă efervescentă din punct de vedere politic și electoral, nu vreau să fac inaugurări de obiective înainte de campanie cu riscul de a da peste cap calitatea lucrărilor. Dacă vor fi lucrări finalizate până atunci, foarte bine, le vom inaugura. Dacă nu, așteptăm cu ele, pentru că există viață și după 11 iunie, iar eu vreau în primul rând ca viața lucrărilor făcute la Roman să fie de lungă durată și de cât mai lungă durată și de maximă calitate. De aceea discuțiile pe care le-am avut cu constructorul la sensul giratoriu Poarta Nord au fost tot în această idee a lucrărilor de calitate, chiar cu acest sacrificiu a blocării circulației pentru 4 zile, e un lucru pe care trebuie să ne-l asumăm din două puncte de vedere. Pe de o parte, lucrarea să se facă de calitate și pe de altă parte, din punct de vedere al siguranței circulației, pentru că viața este pe primul loc. Știți că noi activăm foarte mult în domeniul online, de fapt foarte mult, exclusiv în mediul online și acolo persoanele cu care interacționăm au o libertate de exprimare puțin mai largă. Adică e mai ușor să vorbești pe internet și să-ți dai cu presupusul, având un anumit grad de, nu știu, anonimitate, da? Și atunci intervin niște păreri pe care, în mod normal, oamenii nu vi le-ar spune în față. Ceva de genul, lucrările de remarcare a trecerilor de pietoni care s-au făcut ziua. Vreau să vă întreb despre povestea asta. Da. De ce se fac ziua? Pentru că avem nevoie de o anumită temperatură pentru uscarea acestui material, temperatură pe care nu avem noaptea și nici nu putem să așteptăm luna iulie-august ca să facem marcajele rutiere, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, pentru mine viața este pe primul loc și siguranța traficului. Că acest lucru cauzează la un moment dat, într-o zi sau în două zile, un deranj din punct de vedere al circulației, în loc să ajungem în 5 minute într-un loc, ajungem în 7, eu prefer să ajung cu 2 minute mai târziu, dar să ajung în condiții de siguranță. Și de asemenea, știut fiind faptul că după realizarea acestor lucrări de marcaj,
care, repet, presupun o soluție care necesită o anumită temperatură, pentru că marcajul longitudinal, de exemplu, de pe Bulevardul Roman Mușat, l-am făcut noaptea, dar aceea este o altă substanță cu care se folosește. De aceea am preferat ca în ceea ce privește marcajul trecerilor de pietoni, pentru că mă gândesc că la asta vă referiți, a trebuit făcut pe timp de zi. Eu vă dau un exemplu pe strada Bogdan Dragoș, de exemplu, azi noapte am făcut 7 treceri de pietoni. Deci lucrăm și noaptea, nu avem o problemă, însă doar acolo unde ne permit materialele cu care lucrăm și condițiile meteo. Bine, concluzia la final este ca acestea să fie refăcute, să existe, să fie vizibile și mai târziu să nu existe probleme. V-am zis, mă interesează în primul rând siguranța traficului, siguranța pietonilor, siguranța conducătorilor auto și viața în esență. Și aceasta trebuie să fie pe primul loc. Pe lângă siguranța auto și cea pietonilor, mai vorbim și de modalități de relaxare în Roman. Știu că sunt în plan, bine, s-a vorbit de ceva vreme, de unele zone de relaxare în municipiu. Toată lumea se plânge că nu sunt zone de relaxare, nu sunt modalități de petrecerea timpului liber. Mă gândesc aici la un, nu știu, un cinematograf, se vorbește mult, un mall sau o sală de teatru, pe care eu personal am un interes într-o sală de teatru. Vorbim deocamdată despre parcuri. Da, vorbim despre toate aceste lucruri, dar haideți să le luăm etapizat. Vă pot spune că în momentul de față ne aflăm în perioada de analiză tehnico-economică a parcului Jora, care are foarte mari șanse să treacă și să primească finanțare, iar o veste bună pentru toți romașcanii este faptul că s-a redeschis această linie de finanțare și vom redepune parcul Zăvoi, acolo unde am avut o problemă administrativă în proiect, o remediem în aceste zile și urmează să redepunem acest proiect, astfel încât și parcul Zăvoi să poată fi amenajat la Roman. Mergând mai departe pe latura artistică, cinematografică și culturală, vă spun că în momentul de față ne aflăm în ultima etapă a perioadei de analiză tehnico-economică a casei Sergiu Celibidache, acolo unde ne dorim a realiza o școală de arte, să spunem un spațiu pentru repetiții, dar și o sală de spectacole pentru amatorii acestui gen muzical în aceeași locație. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că deși în acest moment, să spunem, am obținut un punctaj bun pe evaluarea tehnico-economică, avem o problemă pe partea de aviz, să spunem, ni s-a solicitat o anumită ștampilă a unui expert care să fie atestat de Ministerul Culturii pe partea de instalații interioare. Argumentul nostru, și am depus o contestație în acest sens, este faptul că toate aceste lucrări sunt lucrări noi și nu, practic, nu reabilităm instalațiile termice și de canalizare existente, drept pentru care noi considerăm că avem câștig de cauză din acest punct de vedere. Ne aflăm în procedura de depunere a contestației și ulterior de soluționare a acesteia. Ca și o veste bună pentru dumneavoastră, ca și iubitor de teatru și actor amator de teatru, vreau să vă spun că vom depune cel mai târziu în luna august un proiect de reabilitare a Centrului Cultural Multifuncțional Unirea, fostul cinematograf Unirea, era momentul, acolo unde am gândit 3 săli, dintre care o sală mare multifuncțională, o sală de 200 de locuri care să aibă și ecran și scenă și de asemenea 2 săli mai mici exclusiv pentru cinematografie de câte 50 de locuri. Mai mult decât atât, suntem în procedură pentru depunea unui proiect pentru reabilitarea primăriei municipiului Roman. Aici însă avem o problemă de la Ministerul de Finanțe, pentru că nu ne-au dat încă acceptul pentru a fi parteneri în proiect. Vorbim de toată clădirea primăriei, care mai are încă 2 proprietari. Este vorba pe partea dinspre Roman Mușat,
de Ministerul de Finanțe și partea din spatele clădirii care este vorba de proprietatea Ministerului Justiției. Ministerul Justiției ne-a dat acceptul pentru depunerea acestui proiect, Ministerul de Finanțe încă nu. De ce? Și nu au sume de bani prevăzute Ministerul pentru acesta. Ministerul de Finanțe nu are sume, ironic. Da. Încercăm un dialog cu reprezentanții acestui minister pentru a le spune că de fapt banii trebuie de la anul încolo și nu în acest an. Vom vedea care va fi soluția. Dacă nu, eu vă spun că începând din toamna acestui an voi amenaja sala mare a primăriei municipiului Roman, care de asemenea va avea o funcțiune polivalentă. O doresc și o sală modernă de ședințe, dar în același timp și o sală de spectacole cu o capacitate ceva mai mare, poate 250 spre 300 de locuri. Astfel încât iubitorii acestui teatru să aibă două locații unde să-și poată desfășura activitatea. Ca să ne întoarcem puțin, dacă îmi permiteți, la Casa Celibidache, acest subiect a născut niște polemici întregi pe internet zilele astea, nu știu, de două săptămâni încoace se tot vorbește de Casa Celibidache. Cam cât de mult ține municipalitatea, eu personal am un punct de vedere pe care am să vi-l zic așa pe parcurs, cât de mult ține municipalitatea la clădirea în sine? Adică înțeleg că e un monument arhitectonic, nu? Da, pe lângă monumentul arhitectural vorbim și despre valoarea prin prisma celui care a locuit-o și care este o personalitate recunoscută la nivel internațional, iar noi ca și locuitori ai municipiului Roman trebuie să îl cinstim pe Sergiu Celibidache și trebuie să îi oferim practic ca și recompensă această clădire, să o reabilităm și să îl reprezinte cu mândrie. Dar de ce nu s-ar putea face altceva gândit anume pentru o școală de artă? Nu. O clădire gândită de la zero? Aici discutăm de cu totul altceva. Pentru a construi o școală nouă necesită foarte, foarte multe, multe lucruri. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, cred că această funcțiune pe care noi dorim să o dăm marelui compozitor este aceea de școală de artă. Practic, discutăm de o activitate care se desfășoară în afara orilor de curs, practic ceva suplimentar, și de asemenea vă spuneam și o sală de concerte pentru a putea ca acești copii să și etaleze ceea ce învață în timpul exercițiilor. E o clădire pe care noi ne-am dorit foarte mult să o avem în patrimoniu. Știți foarte bine că această clădire a fost retrocedată moștenitorilor marelui artist. Da, am reușit după multe negocieri. Ea exista deja în paragină, am reușit după multe negocieri să o achiziționăm și ulterior a durat de asemenea până să facem proiectarea, expertizarea și identificarea liniei de finanțare pe care în momentul de față, așa cum spuneam, am identificat-o, am depus proiectul și așteptăm soluționarea acestui demers. În ceea ce privește parcurile, că am trecut foarte repede prin ele, dar vreau să vă întreb că sunt foarte mulți care ne urmăresc, dar nu sunt în Roman și le este greu să identifice locația parcurilor. Parcul Zăvoi e clar, zice numele pe unde e, dar Parcul Jora, spuneți-ne? Da, Parcul Jora se află pe strada Jora, care pornește din strada Sucedava, până în ocolitoarea vest, dar practic parcul va fi doar până la acea construcție, acel service auto care este construit în zonă, pe toată partea stângă, cum coborăm despre Sucedava spre ocolitoarea vest. Asta ar face ca Românul să fie unul dintre orașele cele mai verzi din țară, dacă mă gândesc bine. Acest lucru ne-l și propunem. Noi practic am fost premiați și la nivel național pentru modul în care ne implicăm în lupta cu reducerea dioxidului de carbon din natură, astfel încât noi demersurile le vom continua și vom încerca să înverzim cât mai mult municipiul nostru și iarăși ca un argument vă aduc faptul că anul acesta, în premieră, am plantat peste 8.000 de copaci pe raza municipiului Roman, atât prin acțiuni comune cu Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, cât și prin acțiuni ale lucrătorilor din cadrul Direcției de Servicii Edilitare și a colegilor de la Servicii
serviciu voluntar pentru situații de urgență. Practic, în fiecare an, noi ne dorim popularea și plantarea cât mai multor arbori, dar sigur, în paralel, vom merge și cu toaletarea arborilor care au ajuns la o anumită vârstă și care, iată, acum când au venit aceste intemperii în luna aprilie, s-a văzut cât de multe probleme pot cauza. Da, multe persoane au ajuns până la urmă la concluzia asta, au strigat sus și tare că sunt împotriva toaletării arborilor, mulți nu au înțeles ce înseamnă exact cuvântul ăsta, ce înseamnă, ce presupune acțiunea. S-a discutat și atunci s-a mers pe ideea că hai să vezi când o să bată vântul și o să scadă copacul pe mașină, hai să înțelegi de ce anume toaletarea asta se face. Și este important. S-a întâmplat, da. Din nefericire. Din păcate s-a întâmplat, noi încercăm să evităm, chiar dacă, așa cum spune și dumneavoastră, uneori se mai stârnesc și reacții care nu sunt poate întotdeauna argumentate, poate uneori și din alte motive. Însă eu ceea ce vreau să înțeleagă toată lumea este că un copac din momentul în care îl plantezi, ești conștient că are o durată de viață. E la fel ca omul până la urmă. Da. Se naște, trăiește și moare. Același lucru, aceeași atitudine ar trebui să o avem și împotriva, nu știu, faptului că un bătrân ajunge la o limită de vârstă când... Bine, adevărat, nu-i tai mâinile unui bătrân când îmbătrânește. Bun, asta pe de altă parte. În schimb, îi faci operații interioare așa atunci este, când nu funcționează cum trebuie. Însă, lăsând gluma la o parte, eu cred că trebuie să înțelegem cu toții că aceste acțiuni trebuie făcute, dar trebuie făcute responsabil, trebuie identificați doar acei copaci care trebuie sacrificați. Și acest lucru se va mai întâmpla în viitor, dar nu trebuie să facem o tragedie din acest punct de vedere. Eu vă dau și un alt exemplu. Am avut, de exemplu, marcați în Parcul Mare 38 de copaci încă de anul trecut. Sunt copaci care au ajuns la o anumită maturitate și care trebuie să fie tăiați, dar vorbim despre alți 4.000 de copaci care există în Parcul Municipal. Deci, practic, nici măcar 1% din acești copaci. Și încă 8.000 care vor crește. Încă 8.000 care sunt plantați ulterior. Deci, eu zic că totuși până la urmă... Bun, mai e un aspect. Nu toți 8.000 ajung să... Cu siguranță. Câțiva au fost deja distruși. Dar cel puțin jumătate poate ajung. Și atunci, eu zic că venim din urmă cu resursă de oxigen. Avem de vorbit puțin și despre nivelul de mentalitate. Nu știu, noi trăim cu ideea că dacă nu distrugem ceva, nu e în regulă. Vorbeam mai devreme, vă spusesem că sunt câțiva copăcei proaspăt plantați, au fost deja distruși într-un mod sau altul și nu înțeleg cum sau cum gândesc oamenii ăștia, cei care înjură primăria că ne taie copacii și nu avem verdeață și copiii noștri o să respire praf și, pe urmă, nu sunt capabili să iasă și să protejeze un copăcel proaspăt plantat. Da, din păcate aici e o problemă de atitudine civică. Am văzut foarte puțini oameni care să reacționeze la astfel de acte de vandalism. Preferă să treacă nepăsători pe lângă aceste acte de vandalism atunci când se întâmplă. Eu încurajez să ne semnaleze nouă la nivelul primăriei aceste acte de vandalism. Am pus la dispoziția cetățenilor numărul unic 0233984, număr care este gratuit în toate rețelele și care prin care ne pot aduce la cunoștință toate problemele care apar pe raza municipiului Roman, nu numai de natura actelor de vandalism, dar și acestea este important să ne fie aduse la cunoștință tocmai pentru a putea reacționa. Spuneam mai devreme că am ieșit și din iarna asta ciudată, într-adevăr ciudată și prelungită, a fost așa cu partea a doua a iernii, s-a terminat cu zăpezile, au început firmele să-și facă datoria și să asigure curățenia orașului. Stăm bine din punctul ăsta de vedere. Încă mai e loc de și mai bine. Eu îmi doresc ca lucrurile să meargă mai bine. Lucrăm din plin, practic, pe toate arterele de pe raza municipiului Roman, atât în ceea ce privește curățenie, igienizarea. Suntem în perioada de evaluare a curățeniei de primăvară și a celor care s-au înscris în această competiție.
pentru că de zilele orașului vom premia și câștigătorii acestor competiții și mă bucură faptul că un număr foarte mare de persoane s-au înscris, circa 50 de persoane, printre care asociații, ONG-uri, instituții publice, persoane fizice, și trebuie să conștientizăm cu toții că nu e suficient numai să stai cu mâinile încrucișate și să aștepți pe cineva să vină să-ți facă, ci trebuie să te implici și tu în această activitate. Tocmai acest lucru noi vrem să-l mediatizăm cât mai mult, să-l promovăm și în același timp să-l și recompensăm. Apropo de zilele românului, că ați adus vorba și văd că aveți pliantul în față, o grămadă de surprize, foarte multe zile una după alta, cu o mulțime de evenimente, putem să trecem prin ele? Da, vom începe luni cu o serie de activități dedicate Simpozionului Național Melchisedec Ștefănescu. În premieră am introdus în program și Ziua Porților Deschise la câteva din obiectivele Primăriei Municipiului Roman, la Microhidrocentrală. Da, acolo așa să merg și eu, chiar sunt curios. Vă puteți înscrie pe... am oferit, dacă vă uitați și pe pagina de Facebook a Primăriei, am oferit informații unde vă puteți înscrie. Avem două numere telefon, unul fix, unul mobil, și o adresă de e-mail. Trebuie să ne furnizați numele, prenumele și numărul de telefon și locația unde doriți să vă înscrieți. La parcul Zoo, la Sere, la Casa Bunicilor, dar ce vreau eu să se înțeleagă nu e că e o vizită, mergi pe digul de la microhidrocentrală, ci vreau să vedeți și părțile ascunse. Da. Ale, practic, la acest lucru. Va fi ca o lecție. Ca o lecție despre cum funcționează microhidrocentrala. La parcul Zoo, de exemplu, nu va fi doar o vizită în parcul zoo, ci vom genera momente de când vom hrăni animalele, da, să vadă, eventual cred că acolo mai mult copiii vor fi interesați să meargă. Nu ziceți așa. Și să vadă cum se hrănesc animalele, lebedele, păunii, rațele și așa mai departe. Ziua de marți va fi marcată de Ziua Diplomației Romașcane, acolo unde sunt invitat în Malta la o conferință internațională în ceea ce privește o administrație publică performantă. Malta deține în acest moment președinția Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene, și cu această ocazie au făcut această conferință cu participare a tuturor țărilor din Uniunea Europeană, în care romanul a fost selectat ca și pentru prezentarea unui exemplu de bună practică, măsurarea gradului de satisfacție a cetățenilor romașcanii decid prin acel formular pe care noi l-am depus pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, în care romașcanii au posibilitatea să ne aducă la cunoștință lucrurile care nu funcționează așa cum trebuie la nivelul Primăriei Municipiului Roman și propunerile de îmbunătățire. Da, e foarte bună asta, pentru că am spus de multe ori... Este un proiect care a luat loc unul pe țară și în România și reprezintă România, practic. E singura localitate din România care va fi prezentă la acest eveniment. Va mai fi prezentă o instituție, este vorba de Consiliul Județean Vâlcea, pe un alt proiect, dar ca municipiu și ca localitate, e singura localitate din țară, iar acest lucru ne bucură să fim prezenți și eu, da, la un asemenea nivel. Mai departe vom avea de asemenea o serie de manifestări religioase pentru ziua de marți și din nou un simpozion național Melchisedec Ștefănescu. Miercuri vom debuta cu zilele educației, acolo unde vom avea de la ora 9:30 dialogul științelor. Este un program pe care eu mi l-am dorit foarte mult și care a rezultat în urma unei vizite pe care am avut-o la un concurs național de fizică, Evrica, de la Piatra Neamț, unde am văzut niște standuri cu foarte multe invenții ale copiilor, ale elevilor, și întâlnindu-mă la acele standuri cu copii din Roman, am hotărât împreună cadrele didactice ca în cadrul zilelor orașului să facem și noi un astfel de eveniment. Astfel încât vom avea 9 școli incluse în acest program.
și în care fiecare își vor prezenta creațiile, invențiile și așa mai departe. Dar că nu se știe de unde sare iepurile, ce se întâmplă și... Am văzut niște lucruri foarte interesante care mi-au plăcut foarte mult acolo la acest concurs de fizică și am văzut chiar la elevii noștri romașcani. De aceea am ținut ca aceste realizări ale lor să fie aduse la cunoștința publicului. Miercuri continuăm în aceeași notă de premierea câștigătorilor concursului Prietenii Pompierilor. Avem câștigătorii premiilor, ceea ce vă spuneam mai devreme, pentru romanul Casa Noastră, acest concurs al curățeniei de primăvară. Avem gala excelenței în educație și mai departe o serie de manifestări artistice la Biblioteca Municipală George Radu Melidon și la Muzeul de Istorie. Joi ne vom axa atenția spre orașul copiilor, din nou copiii în centrul atenției noastre, acolo unde vom avea în Parcul Municipal din Roman orășelul copiilor și mai departe Gala Excelenței Romașcane, unde vom premia cei mai reprezentativi oameni din Roman și din județ. Și de asemenea mergem mai departe cu Ziua Internațională a Muzeilor, unde la Muzeul de Istorie și la Biblioteca George Radu Melidon, dar și la Școala de Artă Sergiu Celibidache vom avea o serie de activități. La Școala de Artă Sergiu Celibidache, practic, vom marca și Seara Sergiu Celibidache, unde actuali elevi și foști absolvenți ai acestei școli ne vor încânta cu momentele artistice la această unitate de învățământ. Pentru vineri avem de asemenea un concurs de cultură generală, Speranța pentru Mâine, și intră în scenă liceele și școlile din Roman pentru parada costumelor de epocă și concursul de scenete istorice. Vom inaugura festivalul tradițional al meșteșugarilor și din nou pentru a doua oară Ziua Campionilor, unde vom avea un show sportiv cu o demonstrație de culturism și ne propunem și realizarea unui record mondial la flotări în piața Roman Vodă. Un alt proiect pe care mi l-am dorit foarte mult să-l implementez, rezultat tot în urma unei experiențe personale la ziua, la ora Pământului, atunci când a făcut acel tur ciclist și foarte multe solicitări au venit din partea participanților pentru a mai crea un astfel de eveniment și a zis că e un moment oportun, acum de zilele orașului, să mai facem un astfel de tur. Și atunci se ridică evident întrebarea, pe când pistele pentru biciclete? Aici e o problemă mai delicată, pentru că infrastructura din municipiul Roman nu permite o astfel de gândire în acest moment, însă trebuie să analizăm cu atenție, pentru că eu sunt un pasionat al bicicletei, îmi place de asta să merg cu bicicleta, da. Și mi-aș dori și eu un astfel de piste. Iar seara se va încheia cu un spectacol de folclor, acolo unde vom avea ansamblul de vatra cântecelor noastre, Răzeșii de la Pogănești, Petrică Mățu Stoian, cu MC Doinea Mirea în piața Roman Vodă. Este un eveniment care va fi filmat timp de 2 ore și care va fi ulterior promovat pe postul de muzică Etno TV. Ziua de sâmbătă 20 mai demarează cu concursul județean Muzica e viața mea în piața Roman Vodă și de la ora 15 un spectacol de talente locale, iar seara va culmina cu un spectacol de divertisment al cărei cap de afiș este formația Bere Gratis, alături de Alessia, Constantin Bahrin și Jul. Bine, ok, și vine întrebarea, rămânem în ultimele 4 minute și am să spun prima oară acum că jumătate de oră nu ajunge, da, pentru discuțiile astea. De unde vin banii pentru toate aceste evenimente? Ajungem la partea cu bugetul, da. Am lăsat-o ultima pentru că... Am înțeles, haideți să finalizăm și ziua de duminică, după care vă povestesc și partea de buget. Duminică, practic, discutăm despre o mare sărbătoare a noastră a creștinilor, este vorba de ziua patronilor municipiului Roma, Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar seara va culmina cu un spectacol de divertisment, cap de afiș fiind Andra, și ne bucurăm foarte mult că am reușit să o aducem, alături de Alexandra Nemes, Jul și Hevito, tot în piața Roman Vodă. Referitor la sumele de bani necesare pentru organizarea tuturor acestor activități, vreau să vă spun că la fel ca
în fiecare an noi avem același buget alocat, este vorba de 130.000 de lei, în care ne încadrăm în fiecare an, iar în ceea ce privește partea artistică, avem un acord de asociere cu o firmă care, din organizarea evenimentului, susține financiar toți acești artiști. Sau în parte, pentru că noi am dorit să facem în acest an o surpriză romașcanilor, am vrut să aducem și, până la urmă, e câștigătoarea vocii anului în România. Da. Andra, și e o mare personalitate în lumea muzicii și de aceea am zis că și romașcanii merită să aibă un artist de calibru. Din acest eveniment, din zilele romanului, se întorc o parte din bani către bugetul local? Nu. Din aceste zile, toți banii care se întorc doar către partea de artiști și de organizare a evenimentelor. Vorbeam de buget, v-am întrebat și am zis că lăsăm pe ultima 100 de metri, deși e foarte, foarte puțin. Există un buget după lungi lupte seculare care au durat câteva luni? Există un buget? Cum se descurcă municipiul? Da. Noi am avut probleme în acest an, plecând de la întârzierea cu care s-a aprobat bugetul național undeva la sfârșitul lunii ianuarie, iar toate autoritățile locale ulterior, în termen de 45 de zile, trebuie să-și aprobe bugetul, drept pentru care noi undeva spre jumătatea lunii martie abia am avut finalizat bugetul. Mai departe de aici a trebuit să demarăm cu licitațiile pentru variile lucrări pe care noi le-am propus. Sigur, față de anul trecut, pot spune că la capitolul investiții stăm ceva mai rău, este un buget mai de austeritate, însă căutăm soluții în continuare și sunt sigur că vom face o surpriză plăcută romașcanilor atunci când vom reuși să atragem sume de bani din alte surse, fonduri guvernamentale și fonduri europene, care să completeze până la urmă aceste neajunsuri. O mare problemă pentru noi a fost această majorare a salariilor și fără să ni se dea și sursa de finanțare și de asemenea faptul că nu ni s-au alocat suficiente sume de la Consiliul Județean. Însă, ceea ce îmi doresc eu și îmi pare rău că nu mai atâta timp avem, dar voi încerca să clarific cât de repede, obiectivul meu pe termen mediu și lung este ca municipiul Roman să devină un municipiu independent din punct de vedere al surselor de finanțare. Pentru că eu, dacă voi continua să sprijin investitorii și voi crea cât mai multe locuri de muncă, vă spun că lună de lună din acea cotă de impozit pe venitul global ne vin sume foarte frumoase înapoi. Și atunci, dacă municipiul Roman va reuși să dezvolte această infrastructură pentru investitori și o forță de muncă cât mai numeroasă să fie angajată pe raza municipiului Roman, atunci cu siguranță și banii vor veni înapoi și vom deveni independenți din acest punct de vedere și nu vom mai sta la dispoziția unui baron local sau altul. Și investitorii ăștia, dacă vin, au nevoie la rândul lor de o poartă de intrare, o poartă de ieșire, poarta nord. Se lucrează partea dinspre Horia, de exemplu, în da. Acolo vă răspund, nu este nicio problemă nici acolo. Undeva la începutul lunii iunie vom finaliza și lucrările la această investiție, însă e ceea ce vă spuneam mai devreme. Pe mine mă interesează lucrările de calitate și nu neapărat de a le finaliza într-o anumită perioadă sau în alta. Aici este vorba despre un material special care trebuie comandat sau care a fost deja comandat din Germania și vine undeva în jurul datei de 1 iunie. Este vorba de un produs numit Via Top, o bază de bitum pe bază de celuloză, care oferă o elasticitate asfaltului, astfel încât să nu mai avem probleme mult timp de acum încolo. Iar această lucrare va fi efectuată pe cheltuiala municipiului Roman, dar cu același material, pe cheltuiala constructorului se va interveni și pe ocolitoarea vest, segmentul de drum care este afectat de aceste lucruri. Și aceea e pe cheltuiala constructorului. Știți că ați făcut istorie oarecum săptămâna trecută. A apărut în toată presa națională, un primar întoarce o lucrare pentru că nu era calitativ la standarde. Da, nu cred eu că neapărat trebuie făcut un titlu de glorie din acest lucru, ci e doar un semnal foarte clar pe care vreau să-l transmit, că nu tolerez rabat de la calitate. În orice lucrare. În orice lucrare.
dat fiindcă ne apropiem, nu ne apropiem de final, dacă nu chiar am ajuns, îmi pare rău, iar n-am reușit, am înțeles că nici cu doamna Ordean nu ați reușit să ajungeți la cele două capitole pe care le aveam inițial în, de luat în discuție, educația și sănătatea la Roman, eu sper să ne mai vedem. Le discutăm la o proximă întâlnire. La o proximă întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit și astăzi la Roman 24. Și, domnilor și domnilor, aici se încheie această emisiune. Toate cele bune, la revedere! La revedere!